Salutare, prieteni! Eu sunt David și astăzi am revenit cu un nou vlog, Noriel, în care vă voi prezenta jocul Pixel Poznaș. Este un joc foarte distractiv de ilustrat și ghicit. Să deschidem cutia! Jocul conține 75 de cartonașe subiect și 75 de cartonașe atribut, clepsidra de 1 minut și markerele colorate. Acestea sunt tablițele pe care vom desena. Acesta este Pixel Poznaș. Pixelul are două viteze. Prima, care e cât de cât ok, dar a doua, tremură cu adevărat! Trebuie să trageți un cartonaș subiect și unul atribut, de exemplu, un robot morocanos, cheie la schi, vampir în nisipuri mișcătoare. Puneți unul dintre marcare în Pixel Poznaș și desenați. Toate astea contra cronometru. Aveți un minut. Am luat la întâmplare două cartonașe și trebuie să desenez un fluture cu bicicleta. Hai să vedem! Mamă, cum se mișcă! Ai, greu! Stai! Două antene, așa... Aripile... Sper că e bine! Acum bicicleta... Roțile... Și ghidonul. Hai să încercăm să ghicim împreună. Pornim cronometru și dăm drum. Așa. Și facem o coadă. Încercăm să facem așa niște ochi. O de zăpadă. Nu, nu. Nor. Niște aproape. Era un pește la închisoare. Până acum e bine. Încercați să fac un pat. Na, nu vezi. Soare? Da, da, asta e soare. Pixel Poznaș vă așteaptă la Noriel, un joc super distractiv pe care poți să-l joci cu familia, cu prietenii, cu cine vrei. Eu sunt David, nu uitați de like și subscribe. Ne vedem la următorul video. Pa, pa!